prin pătimirea sa dureroasă, 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 Părinte veșnic, îți oferim trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și cerere ale lumii întregi, prin pătimirea sa dureroasă, 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 Părinte veșnic, îți oferim trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și cerere ale lumii întregi, prin pătimirea sa dureroasă, 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 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga lume. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga lume. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Iubiți confrați preoți, dragi și iubiți credincioși, prezenți astăzi fizic în număr mare, chiar impresionant, în ciuda vremii care stă să plouă, dar și ploaie va fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru câmpiile noastre. Și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, prin mijloacele de comunicare în masă, televiziunea, radioul și internetul. Astăzi celebrăm a șasea duminică din timpul sfânt al Paștelui. Dar tot astăzi, cum vedeți pe fundal aici, imaginea martirului nostru, episcop Anton Durcovici, ne amintim cum exact 6 ani în urmă eram într-un număr impresionant de mare pe stadionul municipal din Iași pentru a lua parte la un eveniment care va rămâne de neuitat în istoria diecezei noastre, și anume ridicarea la cinstea altarelor a episcopului nostru martir Anton Durcovici. Îi mulțumim la această sfântă liturghie lui Dumnezeu pentru că ni l-a dat și rugăm, privind la exemplul pe care ni l-a dat el, să ne întărească în credință. Așa cum a spus el și repeta chiar în închisoare, vor veni zile mai bune pentru poporul greu încercat al diecezei de Iași, al României, al Moldovei. Și dacă aruncăm o privire în dărât de la Revoluția din 89 până astăzi, vedem binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra poporului nostru, așa cum a prezis profetic episcopul nostru martir. Deci îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar pe care ni l-a făcut episcopul martir Anton Durcovici. Îi mulțumim pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră și acum, la începutul Sfintei Liturghii, rugându-L să ne ajute nu doar să-i admirăm curajul martirului său, dar să-L și imităm în viața noastră creștină, să ne ierte Dumnezeu tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Purura Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
gloria in excelsis Deo. Ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul de a celebra cu însuflețire aceste zile de bucurie în care cinstim învierea Domnului, pentru ca misterul pascal pe care îl contemplăm să se manifeste necontenit în faptele noastre, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Hristos. Mulțimile ascultau cu atenție într-un cuget cele spuse de Filip, auzind și văzând semnele pe care le făcea, căci din mulți care erau posedați, ieșeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulți paralizați și șchiopi erau vindecați, astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care au coborât acolo și s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci au fost botezați numai în numele Domnului Isus. Atunci și-au pus mâinile peste ei și l-au primit pe Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Strigați de bucurie, voi toți locuitorii pământului. Strigați de bucurie, voi toți locuitorii pământului. Strigați de bucurie lui Dumnezeu, voi toți locuitorii pământului. Cântați gloria numelui Său, dați-i glorie prin laudele voastre, spuneți-i lui Dumnezeu cât de minunate sunt lucrările Tale. Strigați de bucurie, voi toți locuitori, tot pământul să te adore și să-ți cânte ție, să cânte al tău nume. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, minunate sunt lucrările Sale înaintea fiilor oamenilor. Strigați de a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. De aceea acolo ne-am bucurat în el. El stăpânește pe veci cu puterea Sa. Strigați de bucurie, toți cei care vă temeți de Dumnezeu, veniți și ascultați și vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu respinge rugăciunea mea și nu îndepărtează de la mine îndurarea Lui. Strigați de bucurie, voi toți locuitorii pământului. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, sfințiți-L pe Domnul Hristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră, dar cu blândețe și bună cuvință, având o conștiință curată, ca tocmai în ceea ce sunteți calomniați
să fie rușinați cei care bârfesc purtarea voastră bună în Hristos. Căci este mai bine să suferiți făcând binele, dacă așa vrea Dumnezeu, decât făcând răul. Căci și Hristos a suferit odată pentru păcate, El, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să vă ducă la Dumnezeu. Dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu Duhul, cuvântul Domnului. Cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu, spune Domnul. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și veți trăi și voi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine și eu în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, iar cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi revela lui. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat! Preasfințite, dragi confrați într-o preoție, stimați ascultători, dragi și iubiți credincioși, vă mărturisesc că a fost pentru mine o mare provocare aceea de a pregăti predica pentru astăzi. Cum să te apropii de o figură atât de mare, vorbind doar 10-15 minute despre nenumăratele sale calități și virtuți. Și pentru că nu eram decis despre ce virtute de-a fericitului nostru să vorbesc, am mers pe calea istoriei și am dat filă cu filă, an de an, timpul înapoi,
până când am ajuns în 2013, în luna octombrie, mai exact pe 31, când Sfântul Părinte Papa Francisc a semnat decretul și a aprobat beatificarea lui Anton Durcovici. M-am gândit, în 2013 noi am celebrat Anul Credinței. Ce frumos ar fi să vorbesc despre credința la Anton Durcovici. Și m-am pus pe treabă. Am căutat pe aici, pe acolo, prin revistele vremii și prin cărțile din acel an, și am găsit în revista noastră Lumina Creștinului, pe luna decembrie, un articol semnat Cristiana Babei și intitulat despre episcopul Anton Durcovici. Cristiana Babei este deloc din Cireșoaia și a cules mărturii despre momentul în care Anton Durcovici a administrat sacramentul Sfântului Mir. Suntem pe data de 16 octombrie 1948. Pe atunci, Cireșoaia era filială la Târgu Drotuș. Citesc câteva rânduri dintr-o mărturie, repet, Lumina Creștinului, decembrie 2000. Când a ajuns episcopul, era într-o drăsură înconjurat de băieții noștri pe cai. Se striga ura și vivat, corul cânta, noi aruncam flori în fața drăsurii și așa am venit până la biserică. După Sfânta Liturghie, după ce am primit Sfântul Mir, ne-am strâns cu toții în jurul episcopului. I-am cântat la mulți ani și o frumoasă doină în care îl numeam tată și îl rugam să rămână cu noi. După masă, episcopul Anton Durcovici a spus că ar vrea să mai asculte odată acea doină. Organizați de domnul Dascăl, ne-am adunat și am cântat încă o dată doina. Plângeam cu toții și preasfințitul, cu ochii în lacrimi, ne-a spus: aș vrea nespus să rămân cu voi, dar nu se poate. De aceea vă las ceva care să vă aducă aminte de mine. Și și-a scos alba cu care celebrase Sfânta Liturghie și a dat-o domnului Dascăl, spunându-i să ne rugăm pentru el și să nu-l uităm, așa cum nici el nu o să uite de noi și de acea zi. Apoi a plecat de la noi și mai târziu a plecat pentru totdeauna. După ce am citit acest articol, mi-am adus aminte că episcopul Anton Durcovici, într-un an și două luni, cât timp a păstorit de fapt turma diecezei de Iași, a străbătut aproape toate comunitățile diecezei. Și mi-am zis, iată că am găsit un titlu mai complet. Fericitul Anton Durcovici, pelerin al credinței. Și ce bine este acest titlu fericitului nostru dacă ne amintim de ceea ce spune un document antic din secolul al doilea, scrisoarea către Diognet. În acel document se poate citi: creștinii nu au nicio patrie, dar oriunde s-ar afla, creștinii se află în patria lor. Așa s-a întâmplat, iubiți credincioși, și cu fericitul nostru Anton Durcovici, care s-a aflat acasă oriunde s-ar fi găsit. Așadar, vă invit la un pelerinaj al credinței, un pelerinaj de suflet, al inimii, și să ne amintim cu toții că el a primit acest mare dar al credinței în ziua botezului, mai exact pe 21 mai 1888, la 4 zile după nașterea sa, în bazilica, îi spun așa pentru că este o catedrală, am putea spune, închinată Sfintei Fecioare Maria, din localitatea sa, Bad Deutsch-Altenburg, undeva lângă Viena, în Austria. A rămas orfan încă de copil. Avea doar 5 ani în 1893, când tatăl său a murit. Un an după aceea, mama Maria își ia copiii, pentru că mai avea un frate pe nume Francisc, și împreună vin aici, la Iași, unde aveau niște rude, pentru că nu aveau cu ce să trăiască acolo.
dar și rudele acestea, după un an, au ajuns la nanghie economică și astfel Maria și cei doi copii, Anton și Francisc, au ajuns mai întâi la Ploiești și apoi în 1898 la București, unde, bineînțeles, copiii au frecventat școala catolică, atât la Iași cât și la Ploiești, dar mai ales la București. Și pentru că erau oameni credincioși, mergeau cu toții la biserică, dar Anton se evidenția pentru că nu era zi de la Domnul să nu meargă la Sfânta Liturghie în capela maicilor de la Institutul Fecioarei Maria. Erau damele engleze sau surorile de München, cum se mai numeau. Văzând sora Tecla fidelitatea față de Dumnezeu a acestui ministrant, i-a pregătit acolo un culcuș în mănăstire ca să nu mai bată drumul, mai ales iarna, pentru că era frig, zăpadă și ger. Acolo, în capela măicuțelor, celebra de obicei părintele Lucius Feț, care era secretarul personal al viitorului arhiepiscop Netzhammer de București. L-a evidențiat, bineînțeles, și când a terminat școala la Sfântul Andrei, așa se chema acea școală, Lucius Feț, acest preot, l-a invitat pe Anton să meargă la seminar. Suntem în anul 1901 și a studiat la seminarul Sfântul Duh din București până în 1906, când datorită virtuților și calităților sale intelectuale, arhiepiscopul Raimund Netzhammer de București l-a trimis la Roma. Ajunge acolo în octombrie 1906 și timp de 5 ani studiază filozofia și teologia, mai apoi și dreptul. A fost sfințit preot în Bazilica Sfântul Ioan din Lateran pe 24 septembrie 1910, dar cei de la Colegiul Urbanian nu l-au lăsat să vină în țară. Rectorul de acolo i-a scris arhiepiscopului Netzhammer: știu că l-așteptați în arhidieceza de București, dar acest om este prea bun ca să fie lăsat să plece. Exact ceea ce spuneau și cei din Cireșoaia. Și l-au mai ținut acolo la Roma încă un an. Într-adevăr, în anul următor se întoarce la București, ocupă diferite funcții acolo, în capitală, dar mai ales își urmează vocația de profesor, pentru că să nu uităm, în cei 5 ani cât a studiat la Roma, Anton Durcovici a obținut 2 doctorate și o licență, doctorat în filozofie, doctorat în teologie și licență în drept canonic, la cele mai importante universități din Cetatea Eternă. Un alt pas al credinței este momentul în care România a intrat în război, în august 1916, și el, pentru că încă nu primise cetățenia română, a fost arestat și mai apoi internat. A fost dus la Frățilești, în județul Ialomița, și de acolo, pe 27 noiembrie, același an, a început un pelerinaj al suferinței, de data aceasta, pentru că nu era singur, evident, dar i-au adus pe jos, în timpul iernii, până în Moldova. Anton Durcovici a fost mai apoi internat la surorile Notre-Dame de Sion de la Galați. Și acolo, pe data de 11 octombrie 1917, a avut loc un bombardament al germanilor. El, când a simțit zgomotul avioanelor, a mers rapid în capelă să ia din tabernacol Sfânta Taină. A căzut o bombă exact peste mănăstirea surorilor, totul în jurul său era dărâmat, dar pe el nici măcar o schijă nu l-a atins. S-a întors mai apoi la București și a reluat locul la catedră și anul 1924 îl găsește ca rector al seminarului Sfântul Duh. A condus acest seminar cu mare înțelepciune. Mulți dintre studenții săi seminariști au povestit cum el, în reverendă, urca împreună cu băieții aceia, cu seminariștii, chiar și pe munte, pentru că seminarul avea o casă la Timișul de Jos
și acolo se retrăgeau deseori. Și urca el, rector, aproape la 60 de ani, împreună cu băieții sus pe munți, apoi îi lăsa să se joace și el se retrăgea și își făcea breviarul. A venit și momentul numirii ca episcop de Iași, 30 octombrie 1947, și prima întrebare pe care i-a adresat-o nunțului a fost aceasta: am voie să refuz? Răspunsul a fost foarte clar: nu. Atunci, din ascultare față de Dumnezeu și față de superiori, iată, a acceptat numirea de episcop de Iași, deși știa bine ceea ce l-așteaptă. Au trecut multe luni de zile până a fost posibilă consacrarea sa la București, în catedrala din capitală, pe data de 5 aprilie 1948, practic aproape jumătate de an. Instalarea aici, în catedrala noastră, a avut loc pe data de 14 aprilie același an. Și cum spuneam, din 48 până în 49, 26 iunie, când a fost arestat, Anton Durcovici, episcopul de Iași, a vizitat aproape toate localitățile din Moldova unde se găseau catolici. Dar acum începe tăria credinței despre care voiam să vorbesc mai exact. Și anume, ce a făcut el, ne întrebăm, pentru a-i pregăti pe catolici să trăiască așa cum se cuvine persecuția? A început, bineînțeles, cu pregătirea preoților și mai ales a seminariștilor. Povestesc preoții în vârstă, care încă mai trăiesc, dar l-au avut pe Durcovici ca profesor și mai apoi ca episcop, i-a întâlnit pe seminariști unul câte unul. La sfârșit îi știa pe toți pe nume și după istoria fiecăruia în parte. O astfel de memorie avea acest fericit al nostru. Apoi, în localitățile unde mergea, îi întărea pe credincioși și îi mângâia. Așa cum ne spune și Evanghelia de astăzi: o să vă trimit un alt mângâietor. Păstrând proporțiile, gândindu-ne la faptul că Ioan Botezătorul a fost premergătorul înaintea mergătorului lui Hristos, am putea spune, repet, păstrând proporția, că Anton Durcovici a fost un premergător al mângâietorului, al Duhului Sfânt, pentru că oriunde mergea, în vizite canonice, administra Sfântul Sacrament al Mirului, oferindu-l pe Duhul Sfânt celor în cauză. Și avem și noi aici, în dieceză, cel puțin un exemplu pe Preasfințitul Petru, care a primit sacramentul Sfântului Mir la începutul lunii septembrie în 1948 de la fericitul Anton Durcovici. Așadar, a străbătut dieceza în lung și în lat, dar prima vizită canonică a făcut-o la Galați. De acolo, din periferia diecezei, și-a început el activitatea de păstor de Iași. Ajungem la data de 22 august 1948, când aici, în catedrala noastră din Iași, episcopul Anton Durcovici consacră întreaga diecezei inimii neprihănite a Mariei, cerând tuturor parohilor să facă același lucru în parohiile lor. Am auzit după aceea acel moment în care a administrat mirul în luna octombrie în zona Trotușului. Timpul trecea, persecuția începea să se simtă din ce în ce mai mult. Mai mult, guvernul de atunci, comunist ateu, a cerut episcopilor catolici din România să redacteze un statut al Bisericii Catolice. E drept, când a lucrat Anton Durcovici la statutul Bisericii Catolice, au lucrat mai mult Martin Aron, episcop de Alba Iulia, și Iuliu Hosu, fericitul actual. În schimb, Anton Durcovici l-a corectat și au trimis acest statut în 46 de articole guvernului. Știți care a fost răspunsul regimului ateu? Din 46 de articole, numai 3 au fost recunoscute și au trimis statutul înapoi acestor episcopi să-l refacă și să scoată din statut legătura cu Sfântul Scaun. Și atunci, episcopul Martin Aron a redactat o scrisoare semnată și de Anton Durcovici, în care a susținut că dacă noi eliminăm Sfântul Scaun din statut, ne autodesfințăm. Deci, nu suntem de acord. În aceeași perioadă,
în 48 mă refer, regimul l-a obligat pe arhiepiscopul Cisar să se retragă de la conducerea episcopiei de București. Catolicii de acolo au rămas fără păstor. Dar Sfântul Scaun a prevăzut acest lucru și l-a rugat pe Anton Durcovici, episcop de Iași, în ianuarie 1949, să se ocupe și de catolicii din arhidieceza de București. Așadar, de ce spun eu că este pelerin al credinței? Pentru că dacă ne gândim bine, Anton Durcovici, începând cu 1949, ianuarie, a avut în grijă toți catolicii din nordul Moldovei până la Drobeta, Turnul Severin. E ceva distanță. Desigur, în afara Arcului Carpatic. Acolo, la București, la fel, a mers ca pelerin al credinței și pe data de 12 iunie 1949 a început și acolo vizita canonică și administrarea Sfântului Mir. De unde? Nu de la București, ci tot de la periferie, de la Turnul Severin. Este interesant să citim în registrul de slujbe al episcopului Anton Durcovici cât de mult a străbătut și acolo, în Muntenia și Oltenia, localitățile unde se aflau catolici. Avem în almanacul Presa Bună pe 2014 publicate toate localitățile în care episcopul Anton Durcovici a celebrat, începând din 1943 până la arestarea sa în 49, ultimii 6 ani, practic. Datorită marelui cărturar, preot, prieten de-al nostru, Cornel Cadar, de pie memorie, avem aceste documente. Și m-am dus expres în acest almanac să văd, să mă uit. M-am minunat ce a putut să facă într-o săptămână, de pe 12 iunie până pe 19, Anton Durcovici. În fiecare zi a administrat Sfântul Mir într-unul din orașele din arhidieceză, începând, spuneam, cu Turnul Severin și pe 19 la Câmpul Lung Mușcel. În fiecare zi. Și localitățile acolo, știm bine, nu sunt ca pe la noi. Sunt distanțe mari între orașele din Muntenia și din Oltenia. Așadar, un nou pas al credinței. Și, ca să spunem tot adevărul, Anton Durcovici a fost arestat exact când făcea un alt pelerinaj al credinței, mergând pe 26 iunie de la București la Popeșile Ordeni, o localitate care acum cred este inclusă în capitală, dar pe atunci nu era, era Anton Durcovici împreună cu secretarul său, Rafael Friedrich. Și au venit până la urmă securiștii și i-au îngrijit între ghilimele pe amândoi, aruncându-i în mașina securității și mai apoi în beciurile securității din București și o să vedem acuși împreună. Tot împreună au ajuns la Sighet. Un alt pas frumos de apărare a credinței Anton Durcovici l-a făcut în celulele securității din București. Avem și noi publicate 18 declarații pe care el le-a dat în arestul securității din București în primăvara lui 1950. Leitmotivul său a fost acesta: nu sunt de acord. Orice îi propuneau securiștii, orice voiau să afle de la el, el atât spunea: eu sunt episcop catolic, nu-mi cereți să mă despart de papa, de biserică, de turmă și, cu atât mai mult, nu-mi cereți să mă lepăd de Dumnezeu. N-au ajuns securiștii să scoată nimic de la el, așa că l-au trimis la Jilava și mai apoi, din mai 1951, a suferit acolo, la Jilava, lucruri de nedescris. Era deja bolnav atunci, în septembrie, același an, când l-au transferat la Sighet. Acolo, la Sighet, a ajuns să stea în celulă, celula numărul 44, împreună cu alți doi preoți și un general de armată. Așadar, în acea celulă îi avem pe Anton Durcovici, doi preoți și un general. Am spus doar doi preoți pentru că în aceeași celulă se mai afla, zic eu, un preot special. Se cheamă Otto Canisius Fahrenkopf, un iezuit, care în momentul în care l-a văzut pe Anton Durcovici în celulă, a zis tuturor: noi, cei cinci din celulă, haideți să facem exerciții de o lună ignațiene.
Iubiți credincioși, în acea perioadă Anton Durcovici este mărturia lui Fahrenkopf. Anton Durcovici în acea lună s-a spovedit zi de zi. Întotdeauna m-am întrebat ce păcate poate să facă un martir într-o celulă comunistă. Nu știm. Cert este că a făcut acest lucru și nu în zadar, pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. Povestesc martorii că într-o noapte unul din preoți, Aladar Vașfari, cred că am pronunțat bine, pentru că era decan de Brașov, a avut un vis în care i-a apărut Pius al X-lea, papă de la începutul secolului trecut, care a pus foarte mare accent pe împărtășania deasă. Acel preot a început o novenă la Pius al X-lea și în ultima zi a novenei apare la Sighet, în pușcărie, o comisie de medici de la București și când a văzut în ce stadiu se afla Anton Durcovici, i-a dat această comisie o sticluță de vin tonic. Povestește Otto Canisius Fahrenkopf, acest preot iezuit, cu această sticluță de vin, am celebrat acolo în celula 44 de la Sighet 6 sfinte liturghii. Acestea au reprezentat viaticul pentru Anton Durcovici, pentru că pe la jumătatea lunii noiembrie l-au mutat în celula morții cu numărul 13 de la parter, unde și-a găsit sfârșitul pe 10 decembrie 1951. Spuneam mai înainte despre Rafael Friedrich, acel secretar preot care a fost arestat împreună cu Anton Durcovici pe 26 iunie 1951. Ei bine, și el la data respectivă se afla la Sighet într-o altă celulă și la un moment dat a auzit de la colegii de pușcărie că Anton Durcovici este pe moarte. Friedrich s-a autopropus să meargă să măture acolo la parter prin fața celulei numărul 13, i s-a dat voie și au vorbit, bineînțeles, în limba latină, să nu înțeleagă niciun gardian nimic. Anton Durcovici, după ce i-a auzit vocea lui Friedrich, eu sunt Rafael Friedrich, îl caut pe Anton Durcovici, episcopul meu, fericitul nostru, i-a zis, bineînțeles, din celula 13, eu sunt episcopul Anton Durcovici, mor de foame și de sete, dă-mi, te rog, dezlegarea de păcate. N-a cerut apă, n-a cerut căldură, n-a cerut pâine, a cerut dezlegare de păcate. Iubiți credincioși, cred că sunt în sintonie cu dumneavoastră dacă spun că acesta a fost ultimul pas al pelerinului credinței, acela care l-a aruncat în brațele milostivirii lui Dumnezeu, pentru că a murit imediat după aceea și a aruncat într-o căruță murdară, în miez de noapte, a fost transportat în cimitirul orașului din Sighet. Evident, mormântul exact nu se cunoaște. Era o strategie de-a regimului. Dar iată că după 70 de ani de acolo, din mormânt, Anton Durcovici încă ne vorbește prin exemplul său. Și dați-mi voie să închei, nu e punctul meu forte, dar cu o imagine lirică de poezie. Am vorbit despre pelerinajul credinței lui Anton Durcovici și iată că acea căruță murdară a securității se transformă odată cu înmormântarea într-o căruță plină de flori, aurită, într-o căruță a victoriei. Și vreau să mi-l imaginez pe fericitul Anton Durcovici cum astăzi se plimbă în această drăsură formidabilă a victoriei pe aleile paradisului și se oprește în fața Sfintei Fecioare Maria. O salută, obține aprobarea Preasfintei Treimi să treacă pe la fiecare sfânt la care noi ne rugăm, pe la padronul lui Ilie, lui Pedru, lui Iosif, să treacă pe la Sfântul Anton și să le spună tuturor: haideți să-i ajutăm și pe creștinii din România, mai ales pe catolicii din Moldova, unde eu am fost episcop, pentru că mai am un singur dor, să-i văd pe toți aici cu mine în paradis. Amin.
Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Iisus Hristos locuiește în noi împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. De aceea, cerând mijlocirea fericitului Anton Durcovici, în rugăciunea noastră de astăzi, să-L invocăm pe Tatăl cu afecțiune filială, încrezător că vom fi ascultați. Să ne rugăm împreună spunându-i: Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Pentru ca Sfânta Biserică să aibă conștiința vie că este poporul lui Dumnezeu, care a primit ca lege iubirea față de Dumnezeu și față de toți oamenii. Să ne rugăm! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Pentru ca Sfântul Părinte și Episcopii, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să lumineze mințile credincioșilor și să le întărească voința în a urma ceea ce este bine. Să ne rugăm! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Pentru ca darul Duhului să-i facă puternici și curajoși în viața lor de credință, pe toți copiii și tinerii care se pregătesc pentru primirea sacramentului mirului. Să ne rugăm! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Pentru ca Duhul Sfânt să ne lumineze inimile, încât să putem edifica un ambient plin de credință, pătruns de adevărul și valorile care nu trec. Să ne rugăm! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Pentru ca aceia care suferă din cauza nedreptății, susținuți fiind de Duhul Sfânt, să aibă siguranța că Iisus își continuă lucrarea Sa în lume, preferându-i și acum pe cei săraci și umili. Să ne rugăm! Părinte, păstrează-ne în iubirea Ta! Părinte Sfânt, primește rugăciunile pe care le-am înălțat spre Tine prin mijlocirea martirului nostru, Anton Durcovici. Prin lumina Duhului Tău, toți oamenii să-L recunoască pe Creatorul lor și să se îndrepte pe calea care conduce la mântuire, pentru a-L întâlni într-o zi pe Episcopul nostru, Anton, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Să se înalțe la Tine, Doamne, rugăciunile noastre, împreună cu darurile pe care Ți le oferim. În bunătatea Ta curăță-ne de păcate, pentru ca astfel să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii Tale părintești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-Ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să Te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt, în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos, Domnul nostru. El nu încetează a se aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru, ne apără pururi în fața Ta, căci deși jertfit odată, El nu mai moare și dat fiind la moarte, rămâne veșnic viu. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi Tale, fără încetare. Oh.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv,
și pe toți fiii tăi risipiți spre tutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Și acum, amintindu-ne de marea demnitate de copii ai lui Dumnezeu pe care am primit-o la botez, mânați și de exemplul martirului nostru Anton Durcovici, să ne mărturisim credința pe care el a apărat-o într-un mod admirabil, așa cum spunea Părintele la predică, să ne rugăm împreună Tatălui Ceresc, spunând așa cum ne-a învățat Iisus: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Amen.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Cei care vă veți împărtăși sacramental sau spiritual, nu vom spune preoții care distribuim Sfânta Împărtășanie pentru fiecare în parte trupul lui Hristos, ci vom arăta pe Iisus sub chipul pâinii, iar dumneavoastră la rând fiecare veți face o plecare a capului în semn de amin. Dar spun acum pentru toți, trupul lui Hristos. Amin. Amin. Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să fii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Yeah.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care prin învierea lui Hristos ne reînnoiești pentru viața veșnică, te rugăm, înmulțește în noi roadele tainei pascale și revarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Vă mai rețin atenția, iubiți credincioși, cu câteva anunțuri. În primul rând, și asta nu este un anunț, vă spun sincer, mă bucur să vă văd, chiar dacă este greu uneori să disting ce persoană se ascunde în spatele măștii. Săptămâna aceasta, joi, 21 mai, avem sărbătoarea Înălțării Domnului, sărbătoare de poruncă. Programul Sfintelor Liturghii va fi ca duminica, 8, 9 și un sfert, 11 și jumătate, 16 și 18. În fiecare zi, la ora 17, vă invităm să o cinstim împreună pe Preacurata Fecioară Maria prin recitarea Sfântului Rozariu, iar la ora 17.30, prin devoțiunea mariană, în cadrul căreia vom cânta invocațiile din Litania Lauretană. În zilele de miercuri și vineri din timpul pascal, mai rămân două săptămâni, începând cu ora 19, vă invităm să participați la catehezele despre Sfânta Liturghie, pe care le va prezenta Preasfințitul Iosif Păuleț. Iar în zilele de joi, după liturghia de seară, vă invităm să împărtășim împreună bucuria învierii Domnului prin devoțiunea Căii Luminii. Duminica viitoare, 24 mai, o amintim pe Preacurata Fecioară Maria ca ajutorul creștinilor. Este duminica în care se celebrează a 54-a zi mondială a comunicațiilor sociale, iar la nivel diecezan este ziua presei. Cu această ocazie îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru toți cei care lucrează la răspândirea Evangheliei prin intermediul presei catolice și într-un mod special ne rugăm și le suntem recunoscători celor care au asigurat și asigură în continuare transmiterea la radio, televiziune sau pe internet a celebrărilor din catedrala noastră. De asemenea, vă suntem recunoscători dumneavoastră care ați susținut și veți susține în continuare prin oferte presa bună. Sperăm cât de curând să vă dăm vestea bună a redeschiderii librăriei Presa Bună. Și câteva precizări legate de aceste condiții impuse de noua stare de alertă. Cu excepția liturghiei de la ora 8, care se transmite duminica și în sărbători la Radio Iași, și a liturghiei de la ora 6 și jumătate din fiecare zi, toate celelalte liturghii se celebrează afară, ca și acum, dumneavoastră trebuind să respectați distanța de siguranță și să purtați această mască de protecție. Accesul autoturismelor în curtea catedralei este evident, e necesar să fie suspendat. Vă rugăm să aveți în vedere lucrul acesta pentru a evita blocajele și întârzierile nedorite. Spovezile se vor face în timpul Sfintelor Liturghii și oricând vor fi solicitări în capelele de la intrarea în catedrală, Capela Dulcovici și Capela Preasfântului Sacrament. De asemenea, botezurile și cununiile se vor celebra respectând numărul limită de participanți stabilit pentru această perioadă la 16. Catehezele și celelalte activități rămân suspendate până la noi precizări. Vă dorim în continuare prezența lui Hristos cel viu în familiile și în viața dumneavoastră. Hristos a înviat! Înainte de binecuvântarea finală, anunțându-vă că imediat după vom face o rugăciune în cinstea fericitului Anton Dulcovici și totodată vom rămâne, sper să mai aveți puțină răbdare, imediat după devoțiune,
Angelus și Regina Celii, sau nu știu ce au pregătit coriștii noștri. Vreau acum să mulțumesc, în primul rând, părintelui decan și parohul, vedeți? Până acolo l-ați văzut la televizor, l-ați ascultat la radio, dar altfel e când în carne și oase și îl vedem și îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în perioada aceasta și în continuare, pentru ca să avem transmisiile care sunt tuturor celor implicați, care nu se văd aici, dar au depus și vor depune în continuare o muncă deosebită, ca dumneavoastră să puteți să fie în comuniune cu noi la Sfânta Biserică, în Catedrală și din alte parohii. Îi mulțumesc părintelui Fabian, care a răspuns invitației, fiind istoric, să ne vorbească astăzi, să ne poarte așa de frumos, l-a mai fi ascultat, dar îi mulțumim că totuși s-a oprit la momentul potrivit. Dar a fost interesant, mă uitam la dumneavoastră și toți urmăream cu atenție această incursiune pe care a făcut-o în viața de credință a fericitului nostru martir Anton Durcovici. Cum spuneam la început, privim la acest exemplu, admirându-l, dar și rugându-ne lui Dumnezeu să ne ajute să-l putem imita, sigur, în condițiile și în situația concretă în care trăim noi astăzi. Iată o probă, am avut aceste săptămâni bune sau luni în care noi preoții, și nici eu nu m-a așteptat ca în primul an de slujire episcopală să celebrez liturghia, să țin catehezele uitându-mă la băncile goale din catedrală. A fost o probă de credință și pentru noi preoții și pentru dumneavoastră și vă felicităm pentru statornicia în credință și pentru că a știut să depășiți și sperăm să venim și mai bine la normal în viața noastră de zi cu zi și să ne trăim credința în condiții mai bune în casa lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor, un cuvânt de mulțumire și recunoștință îl îndrept acum spre preasfințitul nostru episcop emerit Petru Gherghel și spre preasfințitul Aurel Percă, acum mitropolit și arhiepiscop de București. Nu mai spun părintele Iacovici Isidor, care au toți un merit deosebit alături de alții, pentru ca să-l avem astăzi pe fericitul Anton Durcovici ridicat la cinstea altarelor. Ne amintim cu drag cum acum 6 ani, într-o celebrare impresionantă pe stadionul municipal din Iași, a avut loc această ridicare la cinstea altarelor a episcopului martir Anton Durcovici. Îi felicităm și le mulțumim tuturor celor care s-au implicat ca să avem această frumoasă sărbătoare. Mulțumesc corului, chiar mi-era dor, mă gândeam, mai aud eu corul din Sfintele Paști și l-am auzit azi. Chiar dacă afară, mă uit așa prin... Nu vă văd la chip, dar îmi închipui că sunteți câțiva și ați venit la biserică astăzi și noi toți ne bucurăm pentru că ne-au înălțat așa frumos inimile spre Dumnezeu prin cântările frumoase conduse de părintele Robert, el care a dus și greul în perioada aceasta, făcând din noi preoții de la catedrală, surorile, eu îi spuneam, ia să mă auzim madrigalul. A depus un efort deosebit și îi mulțumim și părintelui și tuturor preoților și surorilor de la episcopie și de la parohia și decanatul nostru. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră tuturor pentru răbdarea care ați avut-o, întâmpinând și această ploaie, dar este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru câmpiile noastre. Vă împart acum binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până iar. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul.
mijlocirea fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Amin. Fericite Anton Durcovici! Roagă-te pentru noi! Fericite Anton Durcovici! Roagă-te pentru noi! Fericite Anton Durcovici! Roagă-te pentru noi! Regina Cili, sau ce vedeți? Și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să-mi bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățește-mă, ciocârmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu blândul Iisus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Adevărat. Adevărat.
Deci, joi cântăm? Păi vreți să cântăm? Da, păi da, mi-a zis că Hristos s-a înălțat. Seara, seara. Seara, părinte. La șase. Dar tot timp vii. Suntem la șase. Da. Mai iubăm din zi. Thank you.